Salutare, prieteni! Am revenit! Vă era dor de mine? Dar nu scăpați de mine! Bună ziua! Tot îmbrăcați suntem, Roger, cred că aline toți fanii, toată lumea de noi, cu jecile pe noi. De ce stăm de noi? Mi-e frig! Păi tot că e frig! Cu ce trebuie să-mi fac ăsta? Arată ce să-mi fac ăsta căldură, uite! Ia! Hai! Nici măcar două rezistențe n-are, doar una! Una e defectă, n-am mai făcut nici foc în sobă, nu prea mai iasă în lemne și e și sobă formată. E cuptorul aia spart, ia să fum. Și decât să fumăm pe aici, mai bine nu mai facem foc, stăm așa, suferim. E cam frig. Să spun să mănânci. Păi eu nu pot să dau și acasă așa de mine. Da, prieteni? Mi-e frig. M-am obișnuit cu jaca de mine. Și eu am fost plecat la București. Am venit aseară. Cu doi. Am fost cu taică-miu și cu sică. Bine, mâine. Am fost că am avut treabă, v-am mai zis și... Am zis că merg și ei, adică taică-miu, da. Că merge și el, că are și niște treabă și am mers, da. Avea plecul să caută pe ei. Vreau să caută pe ei să se-mi facă. Au văzut că nu i-a băgat nimeni în seamă. Au venit înapoi. A văzut că fără bani nu trăiești. Nu te bagă nimeni înseamnă dacă n-ai bani. Acum am văzut și el ce înseamnă că totul era pe bani, pe interes. Dar voi ce mai faceți, prieteni? V-ați mai uitat la vlogurile noastre, v-ați mai abonat și voi, ați mai dat like-uri, comentarii. Da, am revenit acum și să citim comentariile voastre. Ce mâncare avem? A lăsat patroana din la Strihaia. A lăsat o ciorbă pe foc, neterminat. Am terminat, eu am băgat orez. Așa, a plecat. Ce-a pus ea în ciorbă? A pus coastă de aia fumată din pod. A pus un cocoș de la, cum zic, e de munte, dar nu cred că nu e nici de munte, cred că ăla e altceva, găină. Și a fes acolo cu legume și-a pus ea și... Eu am băgat orezul. Verdeață și... Nu am pus o mie. Sare de lămâie. E cam altă ciorba. Pe ce ciorbă e? De ce? Da, clasă. Să vezi cum e, dacă îți place. Cu jaca, pe mine nu pot să mă mă. Prieteni, n-am mai postat de două zile, dar acum am revenit și o să vă pregătim vloguri frumoase în fiecare zi. Frumoase, vă arătăm pe unde mergem noi. Începe ne mai târziu. Arătăm ce facem. Avem și problemă cu mama, o să vă filmăm ce face, nu crezi că ce e vorba. Încerc și eu să fiu altfel. Să nu mă mai gândesc, dar... Asta pe bunii falcurii din ciorbă unde a cumpărat patrona. E, bă, da. Da, da. Lasă-mă de acolo, ia că nu e din ciorbă. Cum e? Uțele albastre, nu sunt de ciorbă. E bine că e mai mică. Te vezi cu inaia. Uțele nu sunt de ciorbă. Eu m-am schilozit, dragi prieteni, de frig aici. Că nu mai pune frig. Eu m-am obișnuit, dar pot să stau cu papa pe mine. Mi-e greu. Parcă vine să și stau cu ea în pat. Nu mai vine să dau frigea care e cu mine. Nu știu de ce, a intrat un frig în mine, pentru că am mers într-o zi în oraș să scot niște hârtii, niște alte ce-mi trebuia și am stat și am luat frigul ăla. Nu avea mașină și mers pe jos. Și de atunci am rămas friguroasă. Ia uitați, prieteni, cine vine? Ia uite cine vine. Cătălin Mihai. Ce faceți? Bine ai venit în videoul nostru. Despre? A, cu ceilalți, da. Italien, arată bine. Ia uitați ce ciorbă avem. Cătă, ia loc la masă. E cam macră. Ia crapă. Ia uite ce ciorbă avem aici.
Ce faci, Cătălin? Bine, uite, venim pe la tine, la urmă, s-a stricat mașina. Da, prieteni, am o problemă cu mașina, ce credeți că am pățit? Cred că mi s-a ars amplificatorul de la sunet și nu mai am muzică în mașină, nu se mai aude niciun sunet. Dar tu ai fost cu oia cu ghinion. Ce mă fac? Ai fost cu ghinioniștii. L-am mai schimbat acum 7-8 luni, am dat 500 de euro și acum s-a ars iar, nu știu. Bă, dacă ai fost cu oia cu ghinion, nu vreau după femeie. Cred că, dar nu cred că e altceva, cred că ăla e amplificatorul. Da. Nu știu, ce părere ai, Chita? Cătă. Păi o fi cred... vorba de pricază? Ce? O fi pricază de la mijloc? Păi nu, că dacă spui că ți-a mai ars, înseamnă că e o problemă. E o problemă, îți face pe undeva plus. Albina! Uitați pe Albina afară cu Alex și joacă. Au luat bagaje multe, au aruncat în portbagaje acolo și au spart un bidon cu soluție. Și soluția aia cursă pe ele. Cred că s-a ars apă. Deci eu n-am două... Zăr bună! Stai, deci ale Leonardo, deci nu pot să... Vreau să-i fac ceva lui Alex, adică... Așa. Nu zic ce, ia să spun. Păi zi la cameră. Ce? Și Leonardo nu mă lasă că vine după mine, că vine după noi. Leonardo, bună! Ce faci, Leonardo? Alex, salut! Îți spun telefonul. El e copilul bucătarului. Micul bucătar de la Strehaia. Micul bucătar? Albinul, hai să mâncăm. Hai toți să mâncăm, hai. Hai, Leonardo. Bravo, hai să mâncăm. Albina, hai să mănânci cu mine, te rog. Să vă știi pun ceva. Hai, te rog, lasă-te. Păi, lasă-te, prieteni. Știi, dansul iasă. Dansul cocosului. Ce? Tu ce faci? Ia, uite, asta ceva. Uite. Uite, Mițele. Eu am făcut aseară când a ajuns Aline. Bucătarul nu ne... A, bucătarul ne-a trimis ied aseară. Ied, era capul. A preparat. Capul era. Cum? Și cât am mâncat aseară din ied? Doamne, ce bun a fost. E miros la capul. Nu era capul. A, parcă voi știți. Albina, hai să mâncăm. Da. Haide. Nu pot să mănânc. Valina, ia furașul. Alina nu mâncare, nu mâncare, nu mâncare dulce. Alina, Alina, la masă. Hai. Hai, mâncă doar dulciuri. Da, am ceva să-mi dau. Ce? Da. Ce? Ce? Ce ai să-mi dai? Zi! Am uitat... Bani? Da, bani. Pentru că zi am mâncat. Păi ai tăi erau, mă. Ție ți-am dat. Ai făcut la magazin? Să-i luat slime? Da, și i-am mâncat pe toți și i-am... Nu e problemă. Și uitați aici. Ia uite-și pe Alex. Tare. Alex. Ce tatuaj? Tatuaj. La magazin? Bravo, copii! Nu-i mă tatuași! Ia-te-mi o linie! Nu, mai tu mai stăm puțin și închidem. Copii, nu vreți să mâncăm? Da! Eu mă pun să mănânc, prieten? Da! Da! Hai să mâncăm! Albina, hai să mâncăm! Da! Da! Și după să facem casă pe fonă? După, da, revenim cu reparație de la mașină. Da, la mașină au de mâncat în picioare, da! De ce? Una cu mine. Ok. Hai, da, hai, mă, prieteni, am făcut ceva să fac și copilul o să vină după mine. Lasă, haideți să mâncăm toți. În fine, prieteni, noi vă lăsăm și ne vedem mai târziu. Vă mulțumim încă o dată pentru tot. Și ajungem de la Strehaia. Și micul bucătar de la Strehaia. Ia. Și micul bucătar de la Strehaia. Da. Nu uitați să stoarceți butonul de like. Așa da. Spargeți-mi, spargeți-mi. Hai, vă pupăm, prieteni. Pa, pa. Ne vedem mai târziu.